Să împingă balonul în poartă. Iată aici ce greșeală pentru Cotolan. N-ai voie să faci așa ceva. Ar fi trebuit simplu să prindă acea minge. O scapă în față Ghinga, atent. Și e 1-0 pentru Petrolul. A treia reușită pentru mijlocul. Mihai Cotolan. Și iată că după două ocazii Petrolul reușește să deschide scorul. Urgenii duc repede mingea în jumătate adversă, însă o fac inutil, balonul se scurge în afara suprafeței. Indecis aici Cotolan, iar Pușcaș împinge balonul în poartă cu capul. 2-0 Petrolul. Echipa care a avut alte trei șanse importante de a marca, inclusiv acea bară puțin mai devreme, iar Pușcaș face 2-0 cu 10 minute înainte de pauză. Însă o mare parte din vină îi aparține încă o dată lui Cotolan, cel care a greșit grav la ambele reușite.